Cred că e cea mai fericită aniversare pe care o trăiesc, pentru că cumva simt că toate lucrurile s-au așezat, că am o familie minunată, că am prieteni aproape, că oamenii dragi sunt sănătoși, alături de mine. Ce am cu tine, nu am cu nimeni. El îmi spune că mă vrea, dar eu sunt numai a ta. La mulți ani, în primul rând. Mulțumesc frumos și mulțumesc că ați venit. Să ai parte de tot binele din lume și tot ce-ți dorești tu să ți se adeverească. Și apropo de ce-ți dorești tu, ce ți-ai dori, se poate spune? Nu mai îmi doresc decât să vină oamenii să vadă filmul. Pot să mai îmi doresc, nu știu, timp uneori de călătorii sau... Dar nu, adică ar fi nedrept acum să cercez la mai mult. Nu, o să mă adaptez lucrurilor care mi se oferă și o să găsesc cumva căi să le împlinesc pe toate cât mai bine. Sunt bine, sunt echilibrată, mă simt împlinită, simt că cumva tot efortul și munca pe care am depus-o ani, acum cumva își găsesc... Toate aceste lucruri își găsesc așa împlinirea. O orare pentru soție? Da, da, nu! Nu? Ba da, ba da, nu. Eu, te rog, nu. Totul tău e în lumea asta artistică, dar să nu-l pui, să nu-i pui lumina de la cameră în fața lui. Știi că sunt cumva meserii diferite, așa, adică foarte mulți regizori, eu am mare încredere în el ca regizor și ca scenarist, am avut totdeauna. Și ăla e felul lui de a se exprima. Ceea ce facem noi aici e un lucru pe care eu, de exemplu, l-am învățat în ani de zile și îl înțeleg perfect, îl înțeleg. Cred că toți regizorii care am vorbit de altfel au acest maxim disconfort de a veni și a vorbi când li se pare că, practic, filmul pe care l-au făcut deja vorbește foarte mult despre ei. Adică ăla e felul în care ei, de fapt, se arată extrem de mult și se expun foarte mult. Povestea voastră de dragoste a fost una tumultoasă, că acum e ok. Te gândeai înainte ca lucrurile să se așeze pe făgașul lor normal, pentru că se spune că ce ți-e menit se va întâmpla, avem cazul tău aici pe de față, că poate ceva nu e corect, că poate nu faci ceva bine, că poate... Știi? Am simțit întotdeauna că alegerile făcute din dragoste sunt cele mai bune. Și asta îl încurajez pe copilul meu, de exemplu, întotdeauna să aleagă cu sufletul, să-și aleagă meseria din dragoste, omul din dragoste, de lângă... partenerii și așa mai departe, să-i aleagă cu sufletul. Urările mi le-a făcut de dimineață. Ce ți-a zis? Poți să-mi zici? Pot să zic doar că m-am trezit pupată și de Vlad și de Radu. De fapt, eu m-am trezit mai devreme și Radu m-a rugat să mă culc la loc pentru că planul era să mă trezească Vlad și nu trebuia să stric cumva ordinea lucrurilor. Ei făcuseră un plan de cu câteva zile înainte, de cum o să mă trezească, cum o să-mi aducă cadoul. Toate le-au trezit. Și asta zic, eu m-am străduit să adorm. Mi-a fost destul de greu, doar ca să poată să aibă Vlad bucuria de a mă trezi. Și mi-au pregătit o cutie pe care au decorat-o împreună. Vlad a adus frunze, nu știu ce, cu cercei pe care îi port în această seară și cu o invitație într-un city break la Paris, toți trei, și în care plecăm chiar mâine. Cu rulota sau cu avionul? De data asta cu avionul, pentru că e foarte scurt timpul și să nu pierdem mult timp pe drum. Dar a fost așa foarte frumos, foarte plăcut, mi-au cântat la mulți ani, am simțit iubită. Cum a fost Noua Zeelandă? În Noua Zeelandă, wow! Foarte frumos, a fost acum ceva timp, când Vlad avea 1 an și 10 luni și acolo am călătorit cu rulota, într-adevăr. Am închiriat o rulotă și am stat în rulotă și am făcut doar insula din sud. Îți lipsește cineva astăzi? Desigur. Îmi lipsesc oameni. Îmi lipsește tata, mă gândeam la Mica, de la Bracadabra, îmi lipsesc oameni. Dar e ceva cu care cumva m-am împăcat. Ce surprize îți făceau părinții tăi? De cele mai multe ori zilele de naștere mi le petreceam pe platou de filmare și ei veneau acolo, mă rog, mai ales mama, care era tot timpul cu mine. Nu mi-aduc aminte, nu știu. Era haos în casă, în general. Petreceri, mă organizau petreceri cu colegii, petreceri la Bracadaba, pe platou, o casă cu 3 copii, îți dai seama, nebunie. O amintire, o urare, ceva? Special? Legată de tata? Nu, preajma zilei tale de naștere. Știu că la 18 ani mi-a luat cadou o păpușă. Păpușă? De porțelan pe care o mai am.